Vă salut, bine v-am regăsit. A venit vremea să facem răsadurile de roșii și pentru grădină. Am aici pe farfurie semințele care au fost dezinfectate cu soluția cu bicarbonat de sodiu alimentar. Alveolele aici, jos, pe masă, la fel, pământul, sacul de pământ, față de părinți care au lădițele speciale, eu o să pun în alveole. Să vă arăt și dumneavoastră, am aici o alveolă dezinfectată cu bicarbonat de sodiu. Dacă anul trecut am optat pentru substrat special pentru lăsaduri, anul acesta, la fel ca și părinții mei, folosesc pământ de flori, pământ universal de flori. Așez pământul în alveole. Ca și randament, am văzut că pământul universal de flori este la fel ca și acel substrat. Și este și mult mai ieftin. Pământul de flori. O să pun jumătate de alveolă. Prima dată. Și pe urmă o să pun semința de roșii. Am menționat, am pus jumătate de alveolă, am umplut-o cu pământ, după cum se poate observa, iar acum o să pun semințele de roșii. O să pun tot câte una în fiecare alveolă. Se poate pune chiar două. Pentru grădină nu avem nevoie de foarte multe răsaduri. Este pentru consumul propriu și acestea. Dacă în solar avem hibrid, aici avem un soi românesc, inimă de bou. Așa procedăm până umplem alveolele. Și apoi mai punem încă una. Temperatura de germinare trebuie să fie cuprinsă între 22-26 de grade pe timp de zi. Iar pe timp de noapte, temperatura de germinare să nu scadă sub 18 grade. Le pun cu grijă. Am terminat prima alveolă de umplut. Acum să punem din nou pământ de flori.
deasupra. Și pe urmă o să udăm bine, bine. Să udă foarte bine prima dată. Iar următoarea udare o facem atunci când pământul este uscat. Opțional se poate pune folie peste ele. Iar acum, cum am menționat, se vor uda foarte bine. Am vrut să vă arăt și dumneavoastră cum le facem și pe cele de acasă. Soția este la serviciu acum și a căzut pe mine această operațiune. Am umplut prima alveolă, o să continui așa cu următoarele până termin aceste semințe. O să ud foarte bine cu apă la temperatura camerei și o să duc această alveolă în casă, la lumină. Cum am menționat, nu avem nevoie de foarte multe răsaduri în grădină, deoarece nu avem grădină foarte mare. Următoarea udare va avea loc atunci când stratul de la suprafață va fi uscat. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Până data viitoare vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!